Învierea Domnului este un eveniment central și unic în istoria lumii, care depășește și redefinește această istorie. Actul în sine este cât se poate de real, evidența istorică a acestuia fiind întărită de aparițiile lui Iisus Hristos după înviere. În plan istoric, învierea Mântuitorului insuflă creștinului un curaj de nebănuit. După evenimentele cutremurătoare ale răstignirii, morții și îngropării, ucenicii se aflau într-o stare de frică. Stăteau închiși de teama iudeilor, însă Hristos cel înviat le-a readus starea de liniște și de bucurie prin prezența sa în mijlocul lor. De acum înainte, creștinii nu vor mai experimenta sentimentul de frică, de moarte, de singurătate sau deznădejde, conștientizând curajul mântuitor al învierii. Noaptea Sfintelor Paști este marcată de o slujbă cu totul specială, care anunță într-un mod solemn marele eveniment al învierii Domnului. Slujba din noaptea de Paști începe cu un rit impresionant, anume aprinderea luminii. Întreaga biserică se află cufundată în întuneric, luminează doar candela de pe Sfântul Altar. La miezul nopții, preotul sau episcopul, acolo unde slujește dânsul, își aprinde lumina pascală de la această candelă de pe Sfântul Altar. Și stând în fața comunității care se află în biserică, stând între sfintele uși ale iconostasului, îmbrăcat în veșminte strălucitoare, face această chemare adresându-se celor prezenți: veniți de primiți sau veniți de luați lumină. Zice această formulă de 3 ori. Cei prezenți, comunitatea, își aprinde lumânările, fiecare, întâi de la preot sau de la episcop unde slujește dânsul, unii de la ceilalți, și iată, întunericul din biserică se risipește. Slujba învierii începe la miezul nopții, când întunericul are cea mai mare intensitate, iar în biserică se sting toate luminile. Spațiul întunecos simbolizează întunericul morții și al iadului, în care a coborât Hristos cu sufletul său. Chemarea preotului "veniți de primiți lumina" este chemarea de a trece de la întunericul morții la lumina vieții veșnice. La acest îndemn, toți credincioșii iau lumina de la preot și ies în fața bisericii, unde asistă la citirea Evangheliei Învierii de la Sfântul Evanghelist Matei. După aceasta, preotul dă binecuvântare pentru începutul utreniei, rostind stihurile Paștilor simultan cu ritualul tămâierii, timp în care se cântă și troparul sărbătorii: Hristos a înviat din morți. Apoi, se intră în biserică și se oficiază în continuare utrenia și Sfânta Liturghie, care au în rânduiala lor cântări specifice. La întrebarea firească de ce slujba din noaptea de Paști are loc afară din biserică, avem acest răspuns. În primul rând, este vorba despre o justificare de natură teologică. Domnul Iisus Hristos a înviat din mormânt, zdrobind moartea, biruind răul, puterile întunericului și ale infernului, nu numai pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, ci pentru întreaga creație. Probabil că mai mult decât oricând în noaptea de Paști avem conștiință, avem percepția faptului că întreaga natură este, așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, un templu cosmic, o biserică universală. Când preotul aprinde lumânarea de Paști din candela de pe Sfânta Masă și o ridică în văzul tuturor, aceasta semnifică taina ridicării Mântuitorului din morți.
Dintr-o singură lumânare a preotului se aprind toate lumânările. Aceasta arată că Hristos este începătura învierii celor adormiți, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Credincioșii care poartă lumânări aprinse în mână îi simbolizează pe toți oamenii care de-a lungul veacurilor au crezut în Hristos cel înviat, s-au botezat în apă și în Duh Sfânt și, trăind potrivit poruncilor sale, prin rugăciune și fapte bune, au lucrat la învierea sufletelor lor din moartea păcatului. Ca semn al bucuriei pascale și al credinței în învierea lui Hristos, din noaptea de Paște și până la Înălțare, creștinii se salută cu formula Hristos a înviat, la care se răspunde adevărat a înviat. Fiecare dintre noi, chiar cel mai modest creștin, ca să spunem astfel, cel care nu este prea apropiat de cultul bisericii, este mai străin de ceea ce însemnează ritmurile vieții liturgice, sacramentale, își va aduce aminte de troparul învierii Domnului. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Chiar și cel mai nezestrat creștin în cele ale muzicii va putea să intoneze, măcar cât de modest, acest tropar, această cântare, ce pecetluiește destinul de aici, din eternitate, al nostru ca persoane, al nostru în înțelegerea de comunități euharistice, de comunități de rugăciune, de slujire și de speranță în Hristos. În afară de troparul Hristos a înviat, troparul Paștilor, ne aducem aminte de alte cântări, iată de pildă Luminânda Paștilor, cu trupul adormind ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi a înviat. Sau ne aducem aminte că în loc de cuvine se cu adevărat, se cântă Îngerul a strigat. Lumina primită la înviere este încărcată de multiple semnificații, de la cele religioase până la cele care țin de tradițiile populare locale. Lumânarea este păstrată cu cea mai mare sfințenie tot anul. De multe ori, credincioșii o reaprind în momente de mare primejdie. Tot cu această lumânare, ei își pot însoți rugăciunile, așa cum le pot folosi și pe cele aprinse la denia celor 12 evanghelii și la prohodul Domnului. Lumânarea ca obiect cultic este făcută dintr-un fitil, fier de bumbac, și pusă într-un tipar cilindric de grosimi diferite, în care se toarnă ceară topită. Prin răcirea aceasta se solidifică și susține fitilul care, arzând, topește încet ceara din jurul lui și dă o lumină mică, strălucitoare. Lumânările se aprind în biserică, pentru vii și pentru adormiți. Când preotul face o slujbă în casa credinciosului, spre exemplu sfeștania, se aprind lumânări. Pentru anumite ceremonii religioase și sfinte taine, botez, cununie, se folosesc lumânări mari din ceară de albine. Lumânarea simbolizează lumina adevărului și a sfințeniei, care este Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Asemenea lui trebuie să fie și viața creștină. Lumânarea este în același timp o jertfă adusă lui Dumnezeu. Prologul Evangheliei de la Ioan, care se citește ca pericopă evanghelică la Dumnezeiasca Liturghie din ziua Învierii, ne pune în temă, ne ajută să înțelegem mai bine în ce sens Hristos, care este lumina lumii, a venit în lume pentru a o împărtăși
din lumina sa. Spune prologul că el, cuvântul, era viața și lumina oamenilor. Vedem că se face o paralelă între lumină și viață, între viață și lumină. Este vorba, sigur, de lumina naturală, în primul rând, și aici ne duce gândul, dar este vorba despre lumina spirituală, fără de care nu există viață. Lumina spirituală pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o împărtășește mereu și în mod special în Sfintele Sărbători și în mod deosebit în perioada pascală, această lumină spirituală percepluiește pentru eternitate destinul nostru. Marele eveniment al învierii Domnului depășește puterea umană de înțelegere, pentru că este un act care ține de puterea dumnezeiască și nu se datorează vreunei puteri omenești. Actul de credință își păstrează și în acest caz rolul hotărător. În forma actuală de existență, nu ne putem apropia de lucrările și de prezența lui Dumnezeu prin vedere sau prin constatare palpabilă, dar le putem experimenta prin lucrarea Harului Duhului Sfânt în biserică. Liturghia din Duminica Paștilor a Sfântului Ioan Gură de Aur este obișnuită prin rânduială, dar cunoaște câteva particularități specifice acestei perioade pascale. La sfârșitul ei se împarte credincioșilor așa numitul Paște, adică pâine binecuvântată peste care s-a turnat vin curat și care a fost stropită cu apă sfințită. În sâmbăta Paștilor, pâinea aceasta se taie, așa cum se taie anafura de pildă, se amestecă cu vin în vase curate. Uneori familiile respective le cumpără cu multă grijă și cu multă bucurie. Este un moment de mare noblețe, de expresie aceasta nobleții creștine pentru acele familii care au posibilitatea să dea Sfintele Paști și se împarte în noaptea de Paști. În unele locuri preotul, am întâlnit și astfel de cazuri, în alte locuri epitropii bisericii, în alte locuri chiar membrii ai familiei care dau Paștile. Într-un cuvânt, este vorba despre pâine și vin sfințite care se împart în noaptea de Paști. De Paști se binecuvintează diferite bucate, numai pâine și vin. În molitvelnic avem rugăciune pentru binecuvântare ouălor, a cărnurilor, în general și mai ales carnea de miel, bineînțeles. Praznicul învierii marchează biruința Domnului nostru Iisus Hristos asupra morții, dar de roadele ei se bucură întreaga umanitate. Până la întruparea Mântuitorului, toți morții, drepți sau păcătoși, de la Adam și până atunci, mergeau în iad. După învierea lui Hristos, raiul devine locul și starea drepților, iar iadul exclusiv locul și starea păcătoșilor. Deși este atestată prin numeroase mărturii cuprinse atât în Sfânta Scriptură, cât și în Sfânta Tradiție, învierea Domnului rămâne o taină mai presus de rațiunea umană, fiind experimentată prin credință. În noaptea de înviere, preotul împarte așadar credincioșilor lumina după întreita chemare, veniți de primiți lumina. Partea de început a utreniei se săvârșește afară din biserică. Slujba continuă apoi în biserică, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, credincioșii primesc pâine binecuvântată și stropită cu vin, numită Paște. Dumnezeu este Domnul și slavă.